Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit în emisiunea Prin Plan. Sunt Isabela Neagu și în această seară avem o ediție cu totul și cu totul specială, având alături de noi doi invitați speciali. Este vorba despre Mihaela Rus, directorul Teatrului Toma Caragiu din Ploiești, și de Vlad Matescu, directorul Filarmonicii Paul Constantinescu, de asemenea din Ploiești, două instituții dragi sufletelor noastre. Bună seara și bine ați venit alături de noi. Bună seara și mulțumim de invitație. Și vă mulțumesc. Unul mai special ca altul. Da. Vă mulțumesc încă de pe acum, pentru că o să mărturisesc faptul că vorbeam la un moment dat prin prima noastră emisiune cu Mihaela și povesteam că mi-aș dori foarte mult să fiți prezenți amândoi în emisiune. Și iată că de această dată dorința s-a îndeplinit. Ai grijă ce-ți doresc, că ar putea să-ți se întâmple, uite. Cu siguranță de această dată s-a... Să sperăm că după o să fii la fel de încântată ca acum. Sunt sigură. Și o bucurie de fiecare dată când veniți să ne povestiți despre tot ceea ce faceți frumos în orașul nostru și despre cum îl aduceți și îl readuceți la viață, pentru că tot ceea ce înseamnă artă, cultură, teatru, muzică ne readuce la viață. Și iată că vom începe poveștile și povestirile noastre din această seară cu prima veste bună, aceea că Teatrul pentru Copii Ciufulici s-a deschis, nu acum, cu ceva timp în urmă, însă este timpul să le dăm această veste bună și să povestim puțin despre faptul că deja s-au jucat primele piese pentru cei mici. Într-adevăr, primele spectacole ce s-au jucat în noua sala Teatrului pentru Copii Ciufulici au fost pe 7 mai, primele două spectacole, duminică 7 mai. După un drum lung, scurt, ușor sau greu, chiar nu mai contează la momentul actual, Teatrul pentru Copii s-a întors așa și are un acasă. O nouă sală intrată în primul rând în circuitul cultural al orașului și în al doilea rând în administrarea Teatrului Toma Caragiu ca sală de spectacole pentru Teatrul pentru Copii Ciufulici. Ne mândrim cu faptul că de 8 ani, de 9 ani, de când vechea clădire a Teatrului pentru Copii a fost retrocedată, ne mândrim cu faptul, spuneam, că nici măcar o singură zi Teatrul pentru Copii nu și-a tras obloanele, am continuat să jucăm. Iar e datoria noastră să mulțumim în primul rând publicului, cel care a fost alături de noi și a mers după noi, indiferent de locul în care s-a întâmplat un spectacol de teatru pentru copii. Le suntem recunoscători, le mulțumim și vrem să asigurăm de faptul că ne-au dat energia necesară de a lupta, să spunem, chiar dacă cuvântul este mult prea dur și ieșit din sfera artisticului, pentru această nouă sală. Este o sală frumoasă, este o sală clădită special, pe care o meritau orașul, exact. Pe care o meritau copiii orașului, pe care o merita și actorii acestui teatru. Este o sală foarte frumoasă, e ca o bijuterie, are intimitate, e curată, are luminozitatea unei săli de teatru în special, creat în special pentru copii. Și este ea însă și o sală de poveste. Așa este. Îmi place să spun că s-a terminat povestea. De aici începe basmul acestei săli. Superb! Și sunt sigură că le veți pregăti multe surprize copiilor și pe perioada vacanței de vară. Așa este. Noi avem pe site-ul teatrului, puteți vă urmări în permanență. Îi așteptăm pe cei mici, atât cu spectacole în sala teatrului, cât și cu spectacole în cine știe ce locuri, nici nu te gândești din acest oraș. Și iată că în felul acesta un alt vis a fost îndeplinit și cei mici au, după cum spuneai și tu, un acasă al lor. Așa este. Ceea ce Teatrul este pentru copii bine. Are un acasă în Ploiești. Superb. Și pentru că veștile bune și acum continuă, Ploieștiul nostru, după cum am pus și titlul, va îmbrăca straie de sărbătoare. O să fiți prezenți în cea de-a treia zi de festival de sărbătoare și de spectacol. Aceste zile începe vineri pe data de 19 mai și se termină pe data de 21. Și pentru că v-ați dat mâna într-un eveniment deosebit, pregătit special de aceste două instituții de cultură pe care le reprezentați. Duminică este timpul să bucurați publicul ploieștean. Bine, pentru noi aproape fiecare săptămână, în fiecare săptămână există cel puțin 2, 3, 4 zile de sărbătoare. Și nu știu neapărat dacă e prima oară când ne dăm mâna în realizarea unui spectacol, dimpotrivă chiar pot să zic că avem experiență în așa ceva. De aproape 2 ani de zile
realizăm împreună Teatrul Toma Caragiu și Filarmonica Paul Constantinescu, mai multe evenimente împreună. Acum ne bucurăm să sărbătorim duminică cu un proiect inedit pe care noi îl pregătisem, sincer, pentru un eveniment în particular, pentru un concert în sală, de fapt. Așa, dar am zis să-l oferim publicului și să venim în sprijinul primăriei și Consiliului Local, acolo unde este cel mai important la zilele orașului. Nu numai duminică vom fi împreună pe scena Ploieștiului, vom fi și vineri, vom fi și sâmbătă. Nu e zi fără teatru sau filarmonică. Este și normal și până la urmă ar trebui să nu existe zi, de fapt, din viața fiecăruia dintre noi, ne măcar o dată pe că săptămână. Ploieștean s-a cam obișnuit să fie, să reprezintă o normalitate pentru el să se afle într-o sală de concerte sau în sala de concerte a filarmonicii sau în sala de spectacol a Teatrului Toma Caragiu. Să știți că a devenit o obișnuință și mărturia ceea ce spunem noi acum stau sălile pline de concert și de spectacol. Bineînțeles că și zilele orașului nu se puteau desfășura fără Filarmonica Paul Constantinescu și fără Teatrul Toma Caragiu. Iar lucrul acesta se va întâmpla încă de vineri, când, fiind o seară închinată tradițiilor și obiceiurilor, pe lângă tot ceea ce a pregătit primăria în program, și-au găsit loc și într-un spectacol împreună Orchestra Folclorică a Filarmonicii Paul Constantinescu, împreună cu soliști ai Filarmonicii și cu soliști ai secției revista a Teatrului Toma Caragiu. Evenimentul de duminică de care spunea Vlad, pe care noi l-am gândit cu ceva timp în urmă, ca un eveniment pe care să-l ducem într-o sală mare de spectacole, dar exact cum spunea Vlad, ne-am gândit să-l oferim orașului, să-l oferim organizatorilor, să venim în sprijinul lor, de fapt. Ca un demo, de fapt, pentru exact, ceea ce urmează. Exact, ca un demo pentru ceea ce urmează. Anul acesta, secția revista a Teatrului Toma Caragiu împlinește 60 de ani. Mulțumesc. Și ne-am gândit, mulțumim, și ne-am gândit ca împreună să dăm un fast în plus acestei sărbători și, așa cum spunea și Vlad, cum ne-am obișnuit în ultimii 2 ani să facem evenimente împreună și, în general, la cele mai importante evenimente ale teatrului, ale filarmonicii sau ale orașului, suntem împreună, așa ne-am gândit să fim și de data aceasta. Și va fi exact un demo, exact cum spune Vlad, pentru un eveniment și mai mare, dar ceea ce îl face ce-l face deosebit este faptul că el este în premieră și este în premieră și pentru noi ca instituții, dar în premieră pentru oraș. Vorbim de un spectacol, concert simfonic Majestic 60. S-au făcut niște eforturi supraumenești să se scrie, să se reorchestreze până la urmă niște piese, niște șlagăre până la urmă ale Orchestrei Teatrului, reorchestrate, spuneam, pentru Orchestra Simfonică în 2 săptămâni. Așa este. A fost un prieten drag din Filarmonică care a scris zi și noapte și sperăm ca produsul finit, chiar dacă este doar o parte din ceea ce va urma să prezentăm, exact. Suntem siguri și avem toată încrederea că va fi un spectacol deosebit. De aceea spuneam că este doar un demo, pentru că ne dorim ca acest eveniment să fie undeva într-o sală, pentru că încercăm să fim foarte atenți la detalii. Sunetul contează foarte mult, regia, atmosfera, lumini, altceva este când ești într-o sală. Astăzi vorbeam cu emoție cu Vlad, eram amândoi la un eveniment, iar colegii noștri ne puneau live ca să vedem ce se întâmplă acolo, pentru că nu puteam fi cu ei în momentul acela la repetiție și urmăream cu emoție și încercam să ne gândim cum se aude acum și ce transformări va suferi sunetul în momentul în care evenimentul sau ceea ce se întâmplă atunci va fi afară. Suntem profesioniști și noi și colegii noștri care lucrăm la acest eveniment și ne dorim ca, sau ne-am propus să nu facem rabat de la calitate, indiferent unde se desfășoară un spectacol sub amprenta noastră. Tocmai de aceea nimeni nu știe, dar poate că e bine ca din când în când să se știe și nouă ne era foarte drag astăzi când vedeam pe scena Filarmonicii repetând bandul Teatrului Toma Caragiu, secție revistă, și era Nico acolo care repeta în Orchestra Simfonică. E un eveniment și noi îl trăim ca pe un eveniment aparte, noi cele două instituții. Și cu siguranță și publicul. Exact, ne-am dorit ca publicul ploieștean cât mai mult
cât mai numeros, să simtă această bucurie și această sărbătoare noastră, acest altceva pe care noi îl facem. Tocmai de aceea am venit în întâmpinarea organizatorilor zilelor orașului și să le dăm această parte din marele show care va fi undeva în toamnă. Iată că primim în felul acesta și o veste foarte bună, faptul că în toamnă ne veți bucura din nou cu alte momente speciale, pentru că până la urmă, după cum spuneam și în celelalte întâlniri ale noastre, arta și cultura trebuie să ocupe locul lor în inimile noastre. Și până la urmă, de ce nu să ne relaxăm bucurându-ne de tot ceea ce ne înconjoară frumos și de tot ceea ce ne pregătiți? Și pentru că toate aceste minuni pe care le pregătiți de fiecare dată pentru publicul ploieștean nu puteau să fie încununate decât de diplome de onoare și de faptul că tot ceea ce ne oferiți este venit din suflet și merge la sufletele publicului ploieștean și de ce nu? Sunt sigură că vom avea vizitatori și din alte orașe, chiar dacă... Bine, noi avem de ceva timp, de un an, dacă nu mă înșel, poate chiar mai mult, atât în sala teatrului cât și în sala filarmonicii, se pot vedea pe statistici că sunt în ce în ce mai multe persoane din afara orașului și din afara orașului nu numai localitățile de pe lângă oraș, cât mă refer la Buzău, mă refer la București. Foarte exact. Mulți bucureșteni ne-au început să vină în sălile noastre și asta ne dă încredere că ceea ce facem este bine și până la urmă nu găsesc în București, ca să fim cu... cu o mică lipsă așa de modestie. Și chiar ascultam într-o zi mărturia unei prietene și mi-a spus chiar o să vin special în Ploiești pentru că am căutat spectacolul și nu l-am găsit decât la Ploiești. Deci cu atât mai mult, iată că în felul acesta este vizitat Ploieștiul inclusiv pentru ceea ce pregătiți, pentru spectacolele speciale pe care le pregătiți. În plus de asta, cred că e îmbucurător faptul că atât teatru cât și filarmonica, spectacolele, de fapt, sau concertele, au intrat într-un circuit turistic, să spunem, și am devenit un punct de atracție în ieșirile de sfârșit de săptămână, să spunem, sau în, dacă mă refer acum la excursiile pe care le fac copiii din București, să spunem, pentru că ultimul grup care am stat de vorbă era din București, care au venit și au vizitat Muzeul Ceasului și au unit cu spectacole sau cu concerte. Deci am intrat oarecum într-un circuit turistic al diferitelor vârste sau diferitelor instituții. Și cultural până la urmă. Da. Atât de acest circuit, noi avem un proiect pe care l-am propus anul acesta, dat fiind faptul că revista împlinește 60 de ani, Filarmonica va împlini din septembrie încolo 65 de ani. Mulți înainte ambelor instituții și la cât mai multe proiecte frumoase. Și spuneam de circuit, o să încercăm să implementăm și suntem deja pe drumul cel bun, zic eu. Azi am avut câteva întâlniri pe această temă. Să avem un circuit cultural, turistic, așa cum vedeți în toate capitalele europene, culturale, în marile orașe ale Europei și sunt sigur că în septembrie o să aveți mari surprize plăcute. Și ne bucură faptul că noi ne-am încolțit așa sămânța acestei idei și ne bucură faptul că am reușit să strângem și să ne luăm și alți parteneri, pentru că așa cum noi doi am considerat că împreună, făcând lucruri împreună, le putem face și mai bine și mai vizibil și mai profesioniști și să atingem mai multe paliere, acum am mers cu propunerea noastră către alții și suntem foarte fericiți că nu suntem singuri, că nu suntem singuri nebuni, exact, și că am mai găsit cineva care să ni se alăture în nebunia noastră și suntem convinși de faptul că vom face lucruri bune împreună. Și cu siguranță o să facem o masă rotundă și atunci. Așa este, loc mai este aici, avem deja... Da, când o să prezentăm și ceilalți parteneri. Și atunci, cu siguranță, vom face cunoscut ceea ce... Cu siguranță și loc oricum în sufletele noastre va fi întotdeauna, atât pentru teatru cât și pentru filarmonică și pentru celelalte instituții care până la urmă trebuie să ne readucă zâmbetele pe buze. Pentru că avem nevoie de momentele în care să ne descrețim frunțile și să zâmbim nu numai cu chipurile, ci și cu sufletele.
Să simți că acel zâmbet pleacă de undeva, exact. Nu e desenat pe chip, ci că pleacă undeva, de undeva din adâncul ființei tale. Da, e foarte important. E de fapt o stare mai mult decât ceea ce se vede. E ceea ce simți tu și ceea ce transmiți mai departe. Și poate cel mai profund izvor pe care îl avem în lăuntrul nostru, pentru că până la urmă teatrul și muzica înseamnă enorm în viața noastră și sunt sigură că ploieștenii își găsesc timp întotdeauna să vină în sălile de spectacol și să fie acolo prezenți nu doar cu trupul, ci și cu sufletul. Așa este, din ce în ce mai mulți își găsesc timp și din ce în ce mai mulți își găsesc mai mult timp pentru așa ceva. Dacă am simțit odată că ne-a plăcut, sunt sigură că vom reveni și ne vom dori din ce în ce mai mult să fim prezenți în sălile de spectacol. Și, Vlad, acum o să te rog să ne povestești puțin despre evenimentul de mâine cu muzica de Hollywood pe care o pregătiți în mod special pentru publicul ploieștean. Uite, spuneai mai devreme de evenimente pe care noi le desfășurăm împreună. Din punct de vedere tehnic, și evenimentul de mâine are un sprijin important din partea Teatrului Toma Caragiu, din partea Mihaelei, până la urmă, și a colegilor din staff. Acei colegi pe care, nu de puține ori, am spus că puțin îi cunosc, foarte puțin îi văd, dar datorită lor, toate lucrurile funcționează, toate lucrurile merg, vezi un teatru că funcționează, vezi o filarmonică că funcționează, în afară de membrii orchestrei sau de actori. Mâine avem gala muzicii de Hollywood, o să avem muzică din unele dintre cele mai cunoscute filme, Star Wars, Pirații din Caraibe, Superman, nu știu, Charlie Chaplin și așa mai departe, iar Titanic. Bineînțeles cu orchestra sinfonică și cu un dirijor tânăr, foarte drag mie, Alexandru Ilie. Iar spuneam de partea tehnică, de costume, de acea primire pe care o să o vedeți mâine pe covorul roșu, încercând să fim cât mai aproape de covorul roșu de la Hollywood, cu câteva proiectoare, cu fum, cu blitzuri, cu aparate de fotografie și așa mai departe, încercând să aducem omul încă de la primul pas făcut în sala de spectacol Ion Baciu, așa, în acea atmosferă, în acea trăire de Hollywood. Până la urmă, nu doar cei de pe scenă vor fi mâine vedetele, cât și cei din public. Și publicul va fi în lumina reflectoarelor. Da. Am încercat și unul și altul încă de la primele fire ale mandatelor noastre de director a celor două instituții, constatând că există public care mergea doar la filarmonică sau public doar pentru teatru. Și am spus, bun, asta înseamnă deja public care gustă cultura. Trebuie să facem tot posibilul să le facem cunoscut ce se întâmplă în partea cealaltă. Și am încercat să aducem puțină muzică de calitate, muzica filarmonicii în teatru și puțin teatru în filarmonică. Și așa am constatat, și noi suntem foarte apropiați de spectatori și stăm foarte mult de vorbă cu ei. Și am constatat că lucrul acesta ne-a reușit. Publicul pe care îl întâlneai doar în sala de concerte a început să vină la teatru, la fel public pe care îl întâlneai doar la un spectacol de teatru a început să meargă la concerte. Și oamenii spun că au descoperit cealaltă formă de artă datorită uneia, pentru că a întâlnit puțin dintr-o parte, a întâlnit în partea cealaltă. Deci un scop pe care în parte ni l-am atins, nu în totalitate, dar pentru asta muncim în continuare. Și în același timp, redescoperind una din laturile artistice, au ajuns să o descopere și pe cealaltă. Așa este. Nu mai e o surpriză că la premiera unui spectacol întâlnești Quartetul Filarmonicii Paul Constantinescu, la fel nu este o surpriză că la un concert de gală al filarmonicii întâlnești costumele întâlnite în piesele de teatru, întâlnești costume de epocă, vezi lumini ale scenei de teatru, vezi diferite alte artificii, să spunem, ale unui spectacol de teatru. Contribuie ambele instituții și de asemenea voi contribuiți atât de mult la acea atmosferă de poveste pe care trebuie să le creăm celor care intră în sălile de spectacol, pentru că întotdeauna teatrul și muzica ar trebui să meargă mână în mână. Și iată că în felul acesta încununați cele două instituții prin frumoasa prietenie care există între voi. Și cred că în această seară este o seară specială, inclusiv prin prisma faptului că sunteți prezenți amândoi și mai aflăm așa câte un secret, câte un amănunt despre ceea ce ni se pregătește.
Bine, sunt foarte multe lucruri pe care noi le pregătim, lucruri pe care noi ni le dorim să le facem, să le implementăm în Ploiești. Din păcate, sau dorința cea mai mare, să zic așa, pe care eu personal o am, dar sunt sigur că și Mihaela e de aceeași părere, este că ar trebui să avem o strategie a orașului, o strategie și din punct de vedere cultural, sau din punct de vedere cultural să fie o strategie în așa fel încât să fie gândit la nivel de municipiu, nu numai la nivel de instituții sau instituții care își creează între ele niște parteneriate. E adevărat, noi lucrăm împreună și cu Casa de Cultură și cu alte instituții care nu au neapărat o legătură cu, adică nu fac acțiuni culturale, dar ar fi bine, zic eu, e adevărat, în română nu prea are răbdare și trebuie să investești ca să culegi pe termen mediu și lung. Spuneam în educație și cultură. De aceea acel proiect pe care noi îl propunem din septembrie să iasă, sperăm să fie un prim pas, până la urmă, să fie o piatră de temelie către acea strategie culturală de a aduce oamenii în sălile de spectacol, de a fi, până la urmă, o normalitate. Bun, te-ai dus la serviciu, după serviciu ai venit acasă, ai mâncat, te-ai dus la spectacol. Aia este normalitatea. Am ieșit să ne plimbăm. Ne uităm la televizor, nu zic, foarte bine. Slavă Domnului și mulțumim încă o dată că toate informațiile pe care publicul le vede prin intermediul vostru sunt foarte importante și fără voi, încă o dată, vă mulțumim pentru tot efortul pe care îl faceți. Din tot sufletul, oricând suntem alături de voi. Asta vă spuneam. Contează foarte mult să avem o strategie, să mergem pe un drum toți, într-un sens. Că e bun, că e mai puțin bun, dar să pornim de un fel toți. Și să ne unim forțele în așa fel încât rezultatele să fie cele pe care ni le dorim. Așa este, și ca să fac o legătură între ce spuneai tu mai devreme de acele diplome și de acele discuții. Despre care vom povesti diplome, în partea așa, a doua. Așa, încerc să leg puțin ceea ce spuneai tu cu ceea ce spunea Vlad. Unul din evenimentele la care am fost invitați a fost în cadrul Universității de Petrol și Gaze, amândoi fiind ușor, sau o parte din noi, din cei de astăzi, fiind produsul și acestei universități de prestigiu din Ploiești. Exact despre asta vorbeam, despre strategii culturale și despre educația artistică și educația prin cultură. Două lucruri ușor diferite, dar care formează un tot de care să dea Dumnezeu și să ajungem o nație care să pună, poate nu pe prim plan, dar în top 3 al priorităților astfel de educație. Categoric, și sunt sigură că mai avem încă foarte multe de discutat, pentru că nu o să las subiectul diplomelor acolo doar într-un colț și într-un loc. Însă după ce ne vom întoarce din pauza publicitară o să povestim despre toate acestea. Așa că revenim imediat.